Bună seara și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Suntem Radu Ciofu și Liviu Moldovan și împreună o să vorbim despre principalele evenimente din piețele financiare internaționale de săptămâna asta. Însă, până să începem efectiv, trebuie să amintesc disclaimer sau nota webinarului, și anume faptul că acest webinar are doar un caracter informativ și nu reprezintă sub niciun fel o recomandare sau sfat de tranzacționare pentru niciun fel de instrument. Nu se oferă niciun fel de garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte și orice părere exprimată este strict o părere subiectivă, personală a moderatorului. Sub nicio formă nu este o părere oficială, finală sau ceva de genul ăsta de vedere. Și în plus, întotdeauna când vorbim despre păreri personale și subiective, evident că vorbim de posibilitatea ca ele să fie și greșite. Ceea ce s-a întâmplat și foarte probabil se va mai și întâmpla. Așa că, nu, sub nicio formă nu este o recomandare și întotdeauna părerile personale, subiective, mai pot fi și greșite. Și nu în ultimul rând, întotdeauna tranzacționarea implică risc, mai ales tranzacționarea pe instrumente financiare derivate. Deci, dacă intenționați să deschideți vreo poziție de tranzacționare sau ceva de genul ăsta, gândiți-vă foarte bine care este riscul la care vă supuneți și doar dacă sunteți ok cu riscul respectiv, atunci puteți merge în continuare. Bun, cam asta pentru seara asta. Ca și disclaimer, ce e prin piețe, în afară de faptul că bate vânt. Bate vântul prin Statele Unite, la modul propriu, nu la Evident. figură. Da. Da, bună seara, Radu, bună seara, domnilor și domnilor. Avem verde astăzi în piețele internaționale, cu indici, să zicem destul de mulți indici importanți, care marchează noi recorduri istorice. Avem în zona închiderii în sesiunii de astăzi, la nivel vest-european spun, creșteri de 1,35% pentru DAX 30 din Germania, 1,15% pentru Paris, Londra plusează și acum aproape o jumătate de procent. În Statele Unite, de asemenea, creșteri frumușele, 1% pentru Dow Jones și Nasdaq Composite de tehnologie, 0,92% pentru S&P 500, cu un indice al volatilității, un indice VIX care scade astăzi cu 11%, ceea ce e mult. Da? Și suntem ca valoare acum la 10,84 cu acest indice. Mergem mai departe, vedem la nivel de cotații ale barilului de țiței o situație destul de atipică. WTI crește cu 0,4%, în timp ce Brentul scade cu 0,5% și asta venind, să spunem, sau am putea spune că această divergență, la ea mă refer, este cauzată de situația din sesiunea de vineri, în care WTI a scăzut foarte mult, undeva spre 3%, a încasat o trântă, da, putem spune, fără să exagerăm lucrul ăsta, și astăzi recuperează marginal. Evident, temeri în ceea ce privește uraganul Irma și așa mai departe. Plus că veniseră încă de vineri după masă știri că în ocean s-ar mai forma încă vreo două uragane, deci aspecte de acest gen. În perioada asta, zic, mă refer la săptămâna, să zicem ultimele 10 sesiuni de tranzacționare, deci înainte să apară Harvey, precum și perioada asta și pe semne încă vreo câteva sesiuni de tranzacționare, zic eu că mai corect ar fi, dacă să discutăm despre dinamica țițeiului, să discutăm despre Brent, nu despre WTI. Pentru că WTI-ul poate să aibă niște mișcări haotice cauzate de poveștile astea cu uraganele. Spre exemplu, scăderea masivă
datorat Harvey, pe ideea că s-au distrus acolo parte din facilitățile de rafinare, alte rafinării au fost închise preventiv. Ca urmare, nemai fiind aceste capacități de rafinare, în amonte, să zic așa, rămâne mai mult petrol în piață. Și WTI-ul a scăzut, în timp ce a crescut exponențial cotația benzinei. Da? Logic. Deci lucruri de genul ăsta se pot întâmpla. WTI-ul și-a revenit parțial pe ideea că parte din acele facilități de rafinare se vor deschide și nu peste nu știu câte luni de zile, mai curând decât se estima în piață, și-a revenit, acum a venit Irma, iar a dat, astăzi își revine. Deci e cam haotică povestea acolo. Influențele fundamentale care ar putea să fie pe termen mai lung, spun, nu fățel din astea zilnice pe știri meteo, cu siguranță le vom putea analiza pe Brent mai degrabă decât pe WTI. Brentul își vede de treabă, reacționează la veștile clasice despre și știrile clasice despre petrol, despre OPEC, ce face Arabia Saudită, lucruri de genul ăsta. Mai departe, asta e opinia mea, acum fiecare cum dorește. Mergând mai departe, în piețele valutare, scădere de o jumătate de procent pentru euro-dolar, n-are euro absolut nicio vină în povestea asta. Se discută despre un rebound al dolarului pe ideea că Irma n-a mai fost de categoria 5 și să lovească statul Florida așa, ci undeva categoria 2 sau 3, deci damage ceva mai mic. Cât de mic, încă nu știm. Eu am citit peste weekend o estimare, mă rog, destul de grosieră. Evident, nici n-ai cum să faci altfel de estimări acum. Și spuneau ei acolo că din punctul de vedere al asigurătorilor, deci pagubele pe care asigurătorii ar trebui să le acopere, acestea ar fi undeva între 20 și 60 sau 65 de miliarde de dolari. E destul de mult, cred. Este. Ecartul însă e mare. Una e să ai 25 de miliarde, alta e să ai 60 de miliarde. Mi-aduc aminte la Katrina, acum mai bine de 10 ani, 12 ani sau ceva de genul ăsta, care la rândul lui fusese un super mega uragan care a afectat New Orleans, parcă, dacă rețin eu corect. Da, da. La Harvey a fost Houston, orașul cel mai afectat. Ok. Aici la Irma, pe semne Miami. Așa, și atunci pagubele au fost undeva la 15 miliarde. Și au scăzut mult asiguratorii atunci? Au avut probleme mari? Nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Asigurătorii în principiu nu prea au de ce să aibă super mari probleme la chestii de genul ăsta, pentru că ei la rândul lor se reasigură. Știi, există societăți de asigurare și societăți de reasigurare. Și societățile de asigurare se asigură pentru portofoliile lor la societățile de reasigurare. Și atunci societățile de reasigurare au picat mult atunci? Nu mai țin minte, asta îți spun. Și nici nu știu dacă am urmărit, adică în piață așa, cotații, tranzacții alea, nu, asta nu, dar din știri așa nu mi-aduc aminte. Cam asta. Dolarul în principiu câștigă acum și ca urmare a faptului că zvonurile de la finalul săptămânii trecute în ceea ce privește noi exerciții nucleare ale Coreei de Nord nu s-au mai întâmplat. Deci acele zvonuri nu s-au confirmat. Da, citisem și eu ceva că ar fi fost o fel de furtună solară prin weekend care le-a stricat cumva planurile. Ce treabă are? Da. Ce treabă are?
Ei fac teste nucleare la adâncime. Electromagnetic, în sensul ăsta, pe Ei fac for, nu teste, știu. Radu, ei fac testele nucleare la adâncime. Nu Nu știu, să test, știu. eu, deci test nuclear. Nu că lansăm o rachetă cu nimic înăuntru ca să vedem pe unde zboară. Da? Deci ăla nu-i test nuclear, e balistic dacă vrei. Ăla înțeleg că un test balistic ar putea fi afectat de acele furtuni solare, deși e debatable. În fine, dar ca test nuclear care se face la niște kilometri adâncime, bagmă-l-am făcut că nu pătrund de acolo nimic de la soare. Nici Înțeles. radiație, nici nimic. Acum, de aici să fie revirimentul dolarului. De asta spunea că euro n-are nicio vină că scade astăzi. Scade și sterlina, sau să zicem, câștigă dolarul în raport cu sterlina, câștigă dolarul în raport cu francul elvețian 0,9%. Dar pe semne, unul dintre cele mai bune barometre ale riscului din piețe, risc din ăsta, geopolitic cu tare, nu risc legat de valuations, și dolarul câștigă 1,1% și în raport cu yenul japonez. Deci e clar, detensionare pe parte de Coreea. Rezumând, nu s-a întâmplat nimic urât peste weekend care să fie originat din Fenian. Irma nu mai e de categoria 5, ci categoria 2 sau 3. În regulă, e mai mare ca suprafață, va sta ceva mai mult, dar pe unitatea de măsură, să spunem așa, damage-ul Pe ar metru putea să pătrat de fie. dezastru e mai mic. Da, ceva de genul ăsta, per capita, da, în ghilimele, ar putea să fie mai mic. Și atunci, logic, piețele se bucură, scapă de niște frisoane de genul ăsta și se duc către noi maxime istorice. Ar putea să fie ceva și cu pacea aia la care a dat Trump cu democrații și a trecut mărirea plafonului? Aia era oricum. Nu am sesizat. În afară de niște zdrângăneli din astea prin media, nu, în piețe nu a fost. Nu s-a pus niciodată în piețe, spun vreun risc că nu o să fie plafonul și o să fie government shutdown. Și chiar dacă ar fi fost 2-3 săptămâni și după aia gata. Government shutdown nu înseamnă că se închide guvernul sau autoritățile federale, zonale, whatever, da? Înseamnă că nu mai au buget, nu că gata să închide. Și nu e nici vorba de vreun faliment al statului sau alte prostii de genul ăsta de care mai dai pe internet. Deci, cam asta. Ok. Bun. Cu ce grafic efectiv vrei să începem? Păi, în opinia Trebuie să mea, luăm și la un moment dat, trebuie să luăm și euro dolarul. absolut, asta spuneam. În opinia mea, petrol și euro-dolar. În ce ordine vrei tu? Euro-dolar, dat fiind faptul că joia trecută a fost ședința lui Mario Draghi și avem ceva de discutat acolo. Ok. Bun. Acum, într-adevăr, a fost aici o Ia ce linie izbucnire în frumoasă sus. de trend, de suport, în creștere. Da. A fost, să zicem, o izbucnire în sus, doar că eu m-aș fi așteptat sau planul meu era ca după ce are primul bang în sus, să zicem așa, să o ia după aia din nou în jos. N-a făcut chestia asta, n-a făcut imediat, a făcut așa, acum e a doua zi. Totuși, faptul că imediat după conferința de presă nu a scăzut, repet, nu vorbesc de în timpul conferinței sau prima oră, a doua, să zicem, după conferință. Atunci era oarecum o posibilitate destul de mare să avem o creștere. Dar după aia, faptul că n-a scăzut nici a doua zi, de-abia a treia zi scade și nu se Da. știe cât. Din punctul meu de vedere, mesajul lui Mario Draghi n-a fost suficient de dovish. A Sau fost, mă rog. dolarul
e mult mai slab decât s-a așteaptat. Și Fusese, atunci, a fost atunci. și atunci, Ca să din vină punctul în meu de ajutor. vedere, șansa e, nu mai sunt atât de convins că urmează o repriză de corecție și o scădere. Și atunci mă gândesc, care e următorul prag în sus destul de important? 1,22 aproximativ, care e și Fibonacciul tău. Și atunci tare mi-e că aici, la 1,18, 1,19 am avut depășire pe bune. Ce avem acum e un fel de consolidare și că va urma o repriză de creștere către 1,22. Deci nu mai merg deocamdată pe scenariul de scădere, deși există aici o divergență pe grafic, adică aici pe grafic oscilatorul e cu minime în scădere, pe când prețul e clar cu maxime în creștere. Deci e o divergență destul de vizibilă. Dar nu sunt convins că se va mai rezolva divergența asta imediat. La un moment dat, evident că o să fie o scădere destul de puternică a euro-dolarului. Fie întărire dolarului, fie o scădere a euro, fie amândouă în procente. Dar nu mai sunt atât de convins că e acum. Și atunci, deocamdată, să zicem, sunt oarecum neutru pe euro-dolar, personal cel puțin. Bun. Adică mă gândesc că e posibilitatea să existe la un moment dat un trend, dar nu mai încerc să prind maximul, să zicem. Bun. Hai să venim în completare. Încearcă tu să pui un M5, să-i scoți actualizarea ca să nu ne dea graficul înapoi. Și Așa. dă-l pe dă-i zoom un pic și pe 7. Începem să ia. 7. Mai. Mai. Exact la limita din stânga, acolo mă interesează. Aici am Așa. timpul E, ECB-ului. ăla e ECB-ul. Ăla e. Mă rog, aici, la șterg linia asta, dar se vede clar care e zona. Aia e, unde e volatilitatea mare, da? Da. Deci, Uite, vezi, primul spike a fost exact ce ziceam că o să fie. Chiar în timpul conferinței ai un spike mare în sus și în jos, care de obicei curăță. Și după aia eu m-aș și aștepta să meargă în jos. Și primul spike chiar a fost. Adică, a fost creștere. uite-l aici. Uite, ăsta e un prim spike și ăsta chiar a fost. Ok, Doar ăla. că după ce făcea spike-ul ăsta, m-aș cam fi așteptat să meargă în jos. Da, dintr-un anumit punct de vedere, da. Și o să argumentez imediat. Ce constatăm? Că s-a dus în sus, apoi a făcut o corecție, dar nu până la nivelul de minim sau nivelul de dinaintea ședinței. S-a mai Da. bălăgănit un pic și apoi treptat, treptat, ușurel, bătrânește, așa s-a apropiat de maxime. Da. Vineri a făcut maxime și mai sus, aproape de 1,21 în sesiunea următoare și așa, apoi a mai corectat un pic pe final. Bun. Ce a fost vineri? În principiu cred eu că de la slăbirea dolarului decât la continuarea de creștere a monedei unice europene. Ce a fost joi? Și vin eu cu câteva citate din ce a zis Mario Draghi, care a vorbit preponderent bearish Beriș pentru euro. pentru cotație, da. Sau, dacă vrei, dovish din punctul de vedere al politicii monetare. Da. Banca Centrală Europeană este gata să extindă programul de stimulare financiară dacă situația economică o va cere, a spus Mario Draghi. Nu e ceva nou, a zis și la precedentele ședințe, a zis asta și la Jackson Hole. Dar a menținut-o, da? Asta nu e o chestie Da. bullish pentru cotație. Stimulentele monetare vor rămâne valabile mult timp de acum încolo. Deci nu e că se apucă să facă exit, să nu știu ce, gata, am trecut anul nou și Da. imediat restrânge. Nu. Din nou, același mesaj dovish. Am scris eu în editorialul pentru Admiral Markets justificarea din punctul de vedere al inflației. Da?
Banca Centrală Europeană, mandat singular, țintirea inflației sau price stability, da, stabilitatea prețurilor, adică 2% pentru CPI. Nu e 2%, e undeva 1,3-1,5%. Încă departe. De asta și menține poziția aceasta a Băncii Centrale. Din punctul de vedere al PIB-ului, am avut ultima citire 2,2% și ultima citire trimestrială, zic. Draghi a venit cu proiecțiile Băncii Centrale Europene pentru creșterea economică din 2017 și aceasta, creșterea economică, a fost urcată la 2,2%. Deci ai o economie care funcționează bine. Asta nu poate să... Știi, e un argument bullish pentru cotații. Nu poți să... Noi am o economie care crește, și crește cu 2,2, estimarea este că pe întreg anul va fi cu 2,2, estimarea asta fiind upgradarea unei alte estimări mai vechi, mai slabe, și moneda să scadă. Bă, parcă nu face sens, știi? Adică... Da. Ce am mai spus? Reuters a venit pe surse și a zis nu, trebuie să așteptăm foarte mult și că la ședința următoare, din octombrie, 26 octombrie parcă, acolo va fi dezvăluit într-adevăr programul de quantitative easing pe mai departe. Și tot pe sursele Reuters va fi tapering. Dacă totul merge bine. Sau dacă totul merge bine și așa, vor face tapering. Asta înseamnă pe ce dată? 26 octombrie. Asta înseamnă că probabil piața o să înceapă să se întărească până pe vreo săptămână înainte, două săptămâni înainte. Că dacă toată lumea 26 octombrie, 26 octombrie e luna 10. O lună jumate de acum colo, fix, ce să mai. 26, cam așa. Am zis nu 26, hai să zicem vreo 10, 15, na, ceva de genul ăsta. Cam așa. 26, zicem că o săptămână înainte ar fi... Sau mai sus un pic, da. 14, 15, 16, ceva de genul ăsta. Cam așa. Deci, practic, piața o să înceapă să se gândească. Deci merge atât de bine. Deci data viitoare e posibil să anunțe ceva întărire. Ok, și atunci încearcă să pună în preț o parte de întărire. De obicei, mișcarea e pusă în preț până cu... cel puțin o săptămână, dacă nu chiar o două săptămâni înainte de ședința efectivă. Deci dacă iau pe, cât ai zis, 26, asta înseamnă 19, 14, 15, 16, cam așa. Deci cam pe undeva până în zona asta, zicem, cu o săptămână jumate înainte, așa, grosso modo. Cam până pe aici ar putea să se aprecieze și după aia, dacă la ședință vine cu măsurile de întărire, atunci stagnează și după aia sau chiar poate să crească dacă zice, uite, mergem în continuare cu măsuri de întărire, sau dacă atunci nu livrează nimic, piața scade că, stai, parcă ne-ai promis, vi s-a părut vouă, n-am zis. Și atunci scade că se dezumflă ce s-a pus în preț. Deci, asta, practic, dacă el a anunțat tapering data viitoare, asta înseamnă că până pe 16, grosso modo, să zicem vreo lună de acum încolo, o să cam pună în preț întărirea. Radu, discutăm despre sursele Reuters, nu despre ce a spus, pentru că n-a spus nimic Mario Draghi. Da? Deci sursele Reuters le-au declarat lor, jurnaliștilor de la Reuters, chestiile astea. Că e cel mai probabil ca la următoarea ședință și că să fie cu tapering. Adică programul actual în valoare de 60 de miliarde pe lună de achiziții, da, se termină în decembrie. Ce înseamnă tapering?
că o să mai continue și din ianuarie încolo, cum ar fi îl prelungesc pe ăsta actual, cu sume mai mici. Și estimau ei acolo 30-40 de miliarde. Cam cât timp estimau undeva cam pentru prima jumătate a anului viitor. În funcție de cât de mare ca sumă și durată va fi acest program de tapering sau acest mecanism sau cum vrei să-i spui, în funcție de chestia se va duce piața. În principiu, repet, surse Reuters sau Reuters pe surse sau cum vrei să denumi. Asta pe surse, asta e, în general sunt sursele tot ECB-ul, că nu pleacă acolo, nu are Reuters spion la ECB și zice că e asta, că e informație. Surse din în general, logic, nu surse dintr-o scurgeri, casă. Astea sunt scurgeri oficiale, de fapt. Dar... telefonate, sigur. Evident. Da, exact. Discutăm logic despre surse din interiorul băncii centrale. Nu surse din interiorul vreunei case de brokeraj. Logică, dacă era să vină aia cu analiză, o făceau publică, știi? Da. Ce a spus Mario Draghi, și aici mi se pare mie o chestie, mă rog, tipică cumva pentru Banca Centrală Europeană și cumva amuzant așa. Ce a spus? Citez. Nu pot fi scoase din calcul deciziile celorlalte bănci centrale. Opa! Păi ce? Ia să ne gândim. Pe 19 și 20 septembrie, da, săptămâna viitoare, avem Fed-ul. Păi, hai să vedem ce spune Fed-ul și cum pune în preț pentru, că și ei e trimestru din ăsta important, cu conferință de presă a lui Janet Yellen și publicare de staff projections. Și atunci Mario Draghi zice, bă, hai să așteptăm pe colegii de pe Sturcea, vedem cu ce trăznei vină aia pe acolo, cum estimează ei, cum pun în preț faptul că Trump n-a produs programele cu tare, stimulare economică, taxe și așa mai departe, plus impactul de la aceste uragane. Și să vedem atunci ce stance va avea Fed și după aia ne orientăm și noi. Ok, de ce? În special acum, și asta ne spune tot el. Banca Centrală monitorizează felul cum această creștere recentă a euro afectează inflația și creșterea economică din zona euro. Deci dacă vine Fed, un Fed super dovish, care ar conduce la scăderea dolarului pe mai departe, automat creșterea euro, chestia asta va fi luată în calcul la ședința din 26 octombrie și la mesajul pe care îl va trimite către piețe. Asta este concluzia mea. Ok. Acum, tot în editorial se poate vedea și grafic și tot. În opinia mea, următorul target, 1.22, 1.22.50, este acea retragere de 50 Fibonacci, dar a mai fost un nivel și de suport mai în trecut, dar pe mesajele astea din partea băncilor centrale, pe ideea asta că inflația, uite, nu accelerează, deși creșterea economică accelerează, adică e o creștere economică fără presiune pe salariu, de fapt, sau pe consum, sau de acest gen, în paranteză, situație opusă față de ce înregistrăm și ce o să înregistrăm noi în România. Bun, deci coroborând toate chestiile astea, nu văd de ce Banca Centrală Europeană să se grăbească cu mecanismul de normalizare a politicii monetare, deci, ținând cont și de creșterea asta fulminantă, putem spune aproape, a euro din ultimele săptămâni și luni, un momentum imens în piața acolo, sau că am pus în preț veștile bune și nu mă aștept să țâșnească foarte rapid către acel target.
o tranzacționare laterală, eventual o corecție, două, poate vizităm 1.18 de nou, 1.17.50, cine știe, și după aia mergem înapoi. Targetul rămâne. Dar s-ar putea să ajungem la el ceva mai târziu decât s-ar fi anticipat până acum. Da? Alo? Da, stai, am avut o mică problemă cu microfonul. Mă auzi? Alo? Alo, mă auzi? Se aude? Alo? Mă auzi? Ideea e că eu nu mai aud. Continuă tu un pic până când, nu știu, mie s-a întâmplat ceva la mine și a picat de tot, adică eu nu mai aud nimic. Nu-mi dau seama dacă se aude sau nu. Continuă tu un pic până încerc și eu să văd ce s-a întâmplat pe la mine. Da, deci s-a întâmplat ceva și nu mi-e foarte clar. Eu, Radu, se aude? Liviu nu se aude? Aha, deci Liviu nu se aude. Ah, ok. Aha, ok, atunci trebuie să-l anunț pe Liviu. Ah, acum te aud. Vezi că și la tine a fost ceva, la tine a picat sunetul. Sau a fost ceva de genul ăsta. Mă aud acum? Se aude? Eu te aud acum, da. Adică a fost ceva la mine că nu te mai auzeam și mă gândeam că s-a întâmplat ceva la mine și Inițial a fost că eu nu te-am mai auzit pe tine. Da, pentru că s-a întâmplat și la mine cu microfonul o Păi problemă. atunci, de Și fapt, nu e la tine sau la mine, e la ăștia pe server. Deci, e clar. Sau așa, da, posibil. Eu am crezut că a fost ceva la mine cu microfonul. Eu nici măcar nu m-am atins de mufa de la microfon și căști. Deci. Aha. Deci înseamnă că au fi fost probabil ceva la ei, pentru că tu nu mai auzeai pe mine, eu i-am crezut că a fost la mine, eu nu te Problema de la auzeam ei. și am crezut că... Problema Da, de la poate, ei. ok. Bun, deci ce spuneam, ca să rezum în câteva cuvinte finalul, care pe semne că nu s-a auzit, coroborând mesajele preponderent dovish din partea lui Mario Draghi, cu tendința recentă a cotației euro-dolar de creștere accelerată, exponențială, fulminantă, dacă vreți, din ultimele săptămâni, luni, mai degrabă cred că va atinge acel target menționat din zona 1.22, 1.22.50, retragerea Fibonacci plus încă un suport care a fost acum vreo 2 ani de zile, parcă. Deci rămâne valabil, însă foarte probabil, mă gândesc, să avem parte de o tranzacționare laterală înainte sau ceva corecții și apoi să mergem către acel target. Cu alte cuvinte, vom atinge acel target, dar ceva mai târziu decât anticipam noi până acum. Asta probabil și din funcție de Fed, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă au dat ăștia cu ECB oarecum pe surse, că data viitoare s-ar putea să pună în preț un tapering, atunci o să se întărească ceva în perioada următoare. Și din experiența mea, când piața miroase că în următoarea ședință urmează să fie făcută o modificare, că e aceeași lucru, fie că e cu plus, fie că e cu minus, adică fie că e întărire, fie că e slăbire, dacă piața miroase că urmează o întărire sau, repet, o modificare, se pune în preț modificarea cam cu o săptămână jumate, una, două săptămâni înainte de ședința efectivă.
Și atunci, dacă linia asta albă de pe albă verticală de pe grafic e cam cu o săptămână jumate înainte de ședința efectivă. Deci, Deci, ăla e momentul de referință, să spunem. ăla este, zice, momentul de maxim pus în preț Asta de, spune de exact. referință, da? Da. Da, maxim de pus în preț. În cazul de față înseamnă creștere. Deci, undeva, da, aici ai zis bine, trebuie și depinde și de banca cealaltă centrală. Aici e doar pentru euro. Deci, practic, linia asta albă cam trebuie să fie maximum de întărire pentru euro până la următoarea ședință de politică monetară. Undeva cam în. Dacă e să se întărească, nu știu, pe mine m-a surprins întrucât, adică eu m-aș fi aștepta ca în urma celor spuse de Draghi să, mai ales fraza cu domnule, noi monitorizăm să vedem ce influență are creșterea asta euro asupra, știi, adică lucruri pe care nu Da. l-a mai spus până acum, știi? El nu poate să vină să spună, Da, domnule, suntem îngrijorați că e prea tare euro. Niciodată nu o să facă asta vreun banchier central. Știi, nu discută direct la modul ăsta despre curs, sigur, dar în momentul în care spune, domnule, monitorizăm chestia, adică e clar că e un fel de îngrijorare pe acolo și ăsta este, dacă vrei, dintre toate, cel mai puternic mesaj bearish pentru cotație. Și totuși n-a scăzut. Știi? Adică, asta am spus, m-am mirat. Nu știu. Iar din punctul ăsta de vedere, nu știu, nu exclud posibilitatea, bine, cu o probabilitate mai mică, dar nu exclud posibilitatea ca la acel moment de referință, dunga aia verticală, să fie acolo minim o perioadă. Știi, și să facem tranzacționare laterală corecții până atunci și după aia vedem și ce e cu Fed-ul, vedem ce date macroeconomice mai vin, băi, ce o să zică nenea asta, că o să mai vâră el niște miliarde, dar până iunie să termină și hai că mai avem un pic și hai dă-i sus, știi? Da. Adică nu exclud varianta, știi? Da. Mai curând. Na, săptămâna trecută m-am înșelat. Na. Dar asta e în trading. Până la urmă, na, mai și de. Știi, totul e să câștigi mai mult atunci când câștigi. Atunci când câștigi, să câștigi mai mult decât atunci când pierzi. Și stopul a fost destul de mic, în sensul că, într-adevăr, mă așteptam să aibă o repriză de creștere, după care să scadă. Dar la cât a crescut, vânzarea a fost undeva pe la 1-2 sau foarte, în jur de 1-2. Atunci stopul n-a fost mult peste. Dar, așa cum a reacționat, repet, mi se pare că piața e axată pe creștere acum, mai curând pe euro-dolar. Nu zic că, repet, na, Vezi că până la e urmă, cum ai zis tu, și orice. scăderea dolarului. Nu e doar de euro. Creșterea Nu e. euro-dolarului, da. Știi? Deci creșterea euro-dolar, da, dar asta poate să vină în creșterea euro sau din scăderea dolarului. Știi? Dar și scăderea dolarului a fost Da. un factor și care ar putea să fie dollar-related stuff, la astea mă refer, ar putea să devină mai importante. Pe măsură ce ne apropiem de ședința Fed. Pentru Da. că în afară de importanța clasică, obișnuită a ședinței din astea trimestriale, da? Nu fiecare ședință, ci astea de la final de trimestru care se lasă cu staff projection și conferință de presă. Astea sunt mai importante de obicei, dar de data asta importanța va fi și mai mare cu un surplus adăugat de către Mario Draghi, de către Banca Centrală Europeană, care a zis, băi, noi o lăsăm la punctul mort, acum vedem ce fac ăștia. Și apoi ne ghidăm și noi, mergem în siajul lor. În funcție de ce fac ei. Da. Da. Și în opinia mea, E. asta datorită cursului, care la 1,20 nu e bun pentru zona Nu e euro. deloc bun. Păi, da, asta Pentru chiar m-am că mirat, adică. are efect inhibator de inflație, dacă vrei. Da. Bun, ok. Hai să vedem cu petrolul, că deja uite și 18 și vorbim doar despre euro-dolar. Lasă că a fost foarte consistent, știi? Decât Brent sau WTI? aici, nu știu, cum aleg cei care ne urmăresc. Eu am spus la început
Părerea Că VTI-ul e oarecum perturbată de că bate vântul. mea. Da. Și ne uităm pe analiză grafică și aflăm peste 5 ore că Irma e upgradat la gradul 4 și să sucește petrolul nu mai contează niciun grafic, știi? Și atunci mie că vorbim Da. degeaba. Acum cred că dacă atins deja țărmul Am, nu are cum să mai crească. da, am dat un De exemplu, da. știi? Da, da, da. Doar dacă nu mai vine alt uragan în spate care crește între timp. Aici, na, e diferență destul de mare. VTI în continuare pare mai bearish, nu a reușit să iasă, să facă noi maxime, pe când Brent asta a spart linia asta de aici și pare că poate să se ducă undeva spre 56. Deci VTI-ul mai curând l-aș vedea bearish. Posibil, adică cel mai probabil datorită, ăsta e efectul uraganului. A distrus pe acolo niște platforme și rafinării ce-o fi distrus în SUA și automat, dacă ăla nu mai e disponibil, crește ăsta alt. E normal. Brentul și VTI-ul sunt în esență un fel de concurență. Adică dacă vrei neapărat petrol și nu ai unul, mai e, e pe celălalt. Da, nu, da, e da, complicat. Nu e, adică există, se poate și așa, se poate așa. Nu spun că e totdeauna asta. Dacă o rafinărie, dar nu e problemă că nu mai e WTI, din contră e prea mult. Asta zic. Pentru da. Că nu se mai poate rafina la fel. Dar se presupune da. Că ar fi situația inversă și atunci da, ce spui se tu, vede, ce spui se tu vede ar clar suna că cu, ar suna că domne, o rafinărie din Statele Unite, bă, nu mai e petrol, nu se mai întâmplă, cam scump aici, hai că mă duc iau Brent. Păi și bun, poți să-l cumperi contractul futures, de exemplu, despre asta discutăm, poți să-l cumperi instantaneu, da? Bun. Și trebuie să rămâi cu el până la scadență și să fie cu physical delivery și să ajungă și la tine și asta durează luni de zile. Deci, da, eu sunt convins că sunt firme de intermediere care nu trebuie să iei tu rafinărie direct futures. Bine, nu contează, dar din momentul în care iei decizia și până ți ajunge petrolul ăla fizic să te apuci tu să-l rafinezi, deci durează. Nu mai gândește-te numai cât durează să transportul pe mare. Gândește-te cât durează până expiră contractul la futures. Deci discutăm de luni de zile. Asta spun. Da. Luni de zile, aia cât e. Aici, din punctul meu de vedere, clar trendul ăsta e mai probabil să fie bullish și dacă e să fie bullish chiar a spart. A existat aici un fel de trend descendent care e depășit arhi ultra vizibil. Deci, șansă foarte mare. Targetate să fie undeva zona asta de aglomerare, cumulare, ceva de genul ăsta, deci undeva 56, 56, 57, ceva de genul ăsta, pe când WTI încă e bearish. Încă e bearish. La limită, dar încă e Păi bearish. da, asta mă gândeam că ce ai spus tu acolo că de WTI, pardon, Da. da, încă este, da. Da. Exact. Și atunci, dacă ar fi să tranzacționez în momentul de față, mai curând aș merge pe Brent și mai curând long, pentru că din punctul meu de vedere ce a fost aici a fost un fel de tentativă de maximizare sau, nu știu, de consolidare în vederea unei scăderi, doar că a venit evenimentul ăsta, uraganul care cumva e pozitiv pentru Brent, target foarte probabil 56. Bine, bine, uraganul nu schimbă pe termen foarte lung situația fundamentală, dar pentru câteva luni bune de zile, poate disloca cumva într-un fel piața pe aici. Și atunci, exact ceva de genul ăsta, adică o creștere nu sustenabilă, uragan, aia e, până când se repară toate instalațiile Ne de stricate repară. și se reechilibrează piața și aia e, după aia probabil că ia din nou în jos. Dar mai curând aș vedea pe termen scurt undeva în 56.
Arabia Saudită a venit cu o chestie, domnule, ne gândim să extindem programul de reducere de producție și așa mai departe, care ar putea să dea ceva suport în piață, cel puțin pe termen scurt. Iarăși pe termen scurt, poate, să vedem. Vinerea, știi că se publică raportul acela al lui Baker Hughes, compania Da. care gestionează punctele de exploatare. Au scăzut acestea, nu cu mult, cu 3, la 756 și este a treia scădere din ultima lună. Noi eram până acum vreo 2-3 luni obișnuiți cu știri de genul ăsta exact pe invers. Creșterea numărului de riguri, da? De puncte de exploatare. Acum s-au mai închis, da, nu știu. E de văzut. Nu cu mult, 3, nu contează. Dacă ai idee, știi? Dacă din vari motive se perpetuează povestea asta, la un moment dat influența asta de sus în jos a țițeiului de șist din Statele Unite ar putea să estompeze și să mergem cu, să avem un culoar mai sus întrucâtva pentru cotații. Ok. S-or fi închis că n-avea un să trimită la rafinării. Nu știu, inventez scenarii. Dar e o chestie de urmărit. Asta zic. Ok. Hai pe bun. Aur. Exact asta mă gândeam și eu. Da, la indici de capital, ce să spui? Că au crescut. Mulți sunt la record. Da. Ce să faci mai mult? Știi? Grafic vorbind, știi? Da. Din punctul meu, adică aici menține înșinat. A fost breakout valid. Lărgește-l. Să vedem ultimele zile. Asta vreau să zic. Deci o deschidere cu, deci o sesiune de vineri cum si cum sa și o deschidere cu un big gap down astăzi. Da. Corea. Nu s-a întâmplat, da, s-a exact întâmplat asta. Da. N-a venit sfârșitul lumii, da. Da. N-a venit sfârșitul lumii weekendul ăsta. Nu mai e și weekendul celălalt. Da, e, asta cu sfârșitul lumii, eu ce aminte de un banc, știi? Discută doi inși. Din ăștia, investitori, portofolii, chestii, analize, adică... Zice, bă, dacă ar fi sigur că mâine vine sfârșitul lumii, ce ai face? Și ăla răspunde, păi, în primul rând mi-aș lichida portofoliile la bursă. Lol. Știi? Da, exact. Și da. Din punctul ăsta de vedere, aș zice că într-adevăr gap-ul ăsta de aici s-ar putea să ducă corecția ceva mai jos, deci să fie oarecare corecție. Doar că străpungerea asta de aici de la 1300 e cam puternică ca să nu fie. Bine, poate să fie niște corecții pe aici. Poate să fie niște corecții și dacă ar fi să fie niște corecții, ar fi și sub gap-ul ăstălalt, dinainte de weekend. Adică sub gap-ul ăsta. Și ar fi undeva, s-ar duce până prin 1310, 1311, ceva de genul ăsta. Deci până pe la linia de trend aproximativ. Dar străpungerea pragului ăsta și nu e un prag de azi de ieri, e un prag de câteva luni bune. Străpungerea pragului ăsta cam arată cel puțin noi maxime și un prag din punctul meu de vedere țintă 1400. Deci aici adică e un risc măricel să mai avem continuarea scăderii undeva până spre 1310, 1320, ceva de genul ăsta, undeva până spre linia de trend albă, dar așa cum arată poza de ansamblu, a zice că continuarea trendului ascende și din nou în sus. Hai să ne uităm la ceva. Când? Deci, când a avut loc spargerea la care faci tu referire? Două săptămâni, cred. Chiar până acolo, să vedem. 28.8. Așa, ia pune pe euro-dolar un 28.8 sau pe DXY. Pe dolar index. Euro-dolar sau dolar index? Aceeași dată. Da.
Da, caut, uite, 28 a 8. Voilà. Cozi înainte. Da. Cozi înainte a picat de la Romul. Deci putem spune că o parte consistentă, dacă nu toată. Din aprecierea aurului și deprecierea dolarului. Exact. Da. Da, e corect. Asta e. Și dacă e Da. să socotești aurul în euro, să zicem, știi? Deși poate la prima vedere poate părea un nonsens, dar așa ca Da, chiar instrument se analitic. practică. Da, mă rog, e un cross între aur și euro-dolar, cumva, Da. da? Atunci o să vezi că, de fapt, aurul nu prea a crescut față de euro. Da. Și atunci e dolar related și, hei, nu e ceva fundamental în creșterea asta a aurului. Da. Bun, altceva? Ne spune cineva că o rafinărie care rafinează WTI nu poate rafina Brent pentru că este o diferență în privința cifrei octanice. Cifra octanică Da, e doar la că. ieșire, e la Da, benzină. doar că. La petrol, din câte știu E eu, gradul de sulfură sau ceva de genul ăsta. da, Grad de sul sau ceva de genul ăsta. sulful, cât sulf are. Și, spre Da. exemplu, pe țițeiul din Ural este Are ce foarte. cel mai prost are foarte mult sul. Exact, și de-aia e cel mai ieftin. Însă, Da, doar că. în Statele Unite acolo sunt mai multe categorii. WTI, Exact. West Texas Intermediate, care poate să difere de ăla din Cushing, Oklahoma, poate să Exact, difere de exact asta ăla vreau și eu de... să zic. Da, deci... Că Brentul și WTI nu sunt un singur tip de petrol și aici sunt multe alte tipuri și uneori unele tipuri, nu toate, dar unele sunt interschimbabile, nu știu, să zic ceva Da, de genul ăsta, adică unele sunt echivalent. compatibile, unele Da. între ele. Că WTI și Brent nu e un singur tip de petrol care are exact aceleași caracteristici. Uralul cu, nu prea e compatibil cu Brent și WTI, asta știu sigur, că Nu sunt e ăla din compatibil cu Uralul. nimic, da. Da, exact, ăla e foarte prost calitativ sau ceva de genul ăsta, Și ai Uralul. costuri de rafinare mult mai mari și investiția în rafinărie este mult mai mare ca să-l scoată la o calitate bună. De-aia are și el pe piață un preț Preț mai mult mic mai pentru mic că decât se compensează, da, se compensează cu, zi, cu costurile de costurile de rafinare. rafinare. Adică Ok. degeaba ai pe downstream, scuză-mă, ai pe upstream un cost mic care se compensează cu un cost mai mare pe downstream. Da, exact. Bun. DAX. Ce, la ce ne mai uităm? DAX. Hai, DAX. DAX. Crește ca făt frumos. Ceea ce noi am cam anticipat. Adică de vreo 2 săptămâni spunem că mai probabil să avem o repriză de creștere decât o repriză de scădere. Doar că m-a zice că probabilitatea e un pic mai mare să nu aibă noi maxime și să fie undeva un probabil peste linia asta, peste 12.500, să fie un lower high. Chiar dacă nu foarte lower, dar parcă nu m-aș aștepta să facă și DAX-ul noi maxime istorice. N-ar fi exclus. Dar parcă mai curând m-aș uita să facă lower high. Dacă mă uit și la Center of Gravity, rezistența ar trebui să fie undeva pe la 12.700. Arată destul de bine modelarea asta pe graficul ăsta. Și m-aș uita undeva gen 12.600-12.700. Dacă aș vrea să intru long, cred că aș putea să o fac chiar și acum. Poate să mai aștept o zi eventual de scădere sau ceva de genul ăsta. Dar target fie 12.000 pentru 12.600-12.700 și poate să sper într-un o eventual nou maxim. Dar asta e șansa mai mică, dar ar fi posibil și asta. Dacă aș vrea să intru short, 12.600-12.700 pe aici. Probabil că o să ajung, o să înceapă să fac o rezistență, după care să intru, să zicem, short în zona aia de consolidare și cu stop loss undeva mai sus. Cam așa l-aș vedea eu pe DAX. Uite că
Eu aș sunt perfect de acord, doar că un pic mai bullish decât tine. Aș fi eu acum, nu pe considerente grafice, ci pe considerente de Mario Draghi și de date macro. Da? Draghi, amână... În teorie de euro și creștere dobânzii e pozitiv pentru bursă? Nu. Însă, Mario Draghi nu strânge șurubul la lichiditate. Din contră, lasă de înțeles că va face acel tapering, deci vor mai intra niște zeci, sute, câteva sute de miliarde în piață pe alea 6 luni, da? 200 de miliarde, poate, nu știu. Deci, oricum nu restrânge prea repede cantitatea de lichiditate. Asta e de bine pentru piața de capital, da? Da. Se arată cumva îngrijorat de creșterea euro, amână luarea unei decizii până după ședința Fed, tocmai ca să nu provoace o creștere la 1,25. Se zice că zona 1,24-1,25 ar fi triggerul pentru semnale de alarmă pentru economie și așa mai departe, că e prea scump pe euro. Da? Deci al doilea argument, ăsta cu amânarea deciziei a Băncii Centrale Europene. Da? Un al doilea argument de bine pentru piața de capital. Și al treilea, ridicarea estimării Băncii Centrale Europene în privința dinamicii PIB la 2,2. Iar e de bine. Deci, în mod normal, ar trebui DAX-ul să recupereze cel puțin ceea ce a pierdut în săptămânile recente față de Wall Street. Că a fost underperformer, da? În săptămânile precedente. Bun. Și acum la final, hai să vezi o chestie foarte interesantă. Stai o secundă. Stau. Chiar n-aveam de gând să plec pe undeva. E târziu. E cald afară. Da, hai să vedem. Euroindex. Uite. Daily. E. Yeah. Și mai, nu. Hai să înțelegem ultimele sesiuni, știi? Nu mai seamănă. Adică al doilea maxim e mai jos, o scădere mare în sesiunea de vineri. Astăzi scade, dar mai puțin. Parcă nu mai sună la fel. Și ăsta e euro. În sensul că da, cumva pare că obosește sau ceva. Deci diferența, sau... da, să spunem cumva, iar diferența dintre alura asta față de euro-dolar, care pare mult mai vânos așa, da, este exact dolarul. Da. Slăbiciunea dolarului. Da, da, da. Și da, a fost s-a nimerit un moment în care și dolarul a fost slab și euro a fost tare. Da, dar euro nu atât de tare, știi, pe cât dolarul de slab, cumva. Adică din chestia asta n-am făcut calcule, se pot face, dar probabil că două treimi sau așa ceva din, zic, de ultimele câteva săptămâni, nu de 6 luni încoace, sau și acolo, e de calculat. Asta spun, posibil ca două treimi, cel puțin, din dinamica asta să fie atribuită scăderii dolarului decât creșterii euro. Ok. Deci, în mare cam asta zic eu. Rămânem la final. Ca să încheiem simetric. Da. La final, radiografia piețelor peste 1% pentru toți indicii de pe Wall Street. Un pic de tot au mai crescut față de când am început noi webinarul. 1,1963 pentru euro-dolar și avem 1,43% creștere pentru țițeiul WTI și pe zero a venit Brentul. Deci piața de energie mai sus. Și aurul rămâne pe minus cu 1,04%. Ok. Bun. Cam asta.
fost pentru seara asta. Înainte să încheiem, efectiv, trebuie să reamintesc nota, disclaimer-ul webinarului, și anume că acest webinar nu prezintă sau nu oferă sfaturi sau sugestii de tranzacționare. Uneori, chiar dacă vorbim că aș face asta, nu știu ce, este strict o opinie personală, care nu reprezintă părerea oficială a nimănui și nu este sub nicio fel o recomandare oficială sau sfat sau ceva din asta. Este strict o părere personală a moderatorului, a toate celelalte lucruri exprimate și care, evident, ca orice părere personală, poate fi și a mai fost și va mai fi și greșite. Și nu în ultimul rând, întotdeauna tranzacționarea implică risc. Deci dacă vă gândiți să închideți sau să deschideți sau să luați vreo decizie referitor la piețele de capital, gândiți-vă foarte bine care este riscul la care vă expuneți și doar dacă sunteți ok cu riscul respectiv, atunci mergeți înainte. Bun, cam asta a fost pentru seara asta. Mulțumim pentru prezență și participare. O seară cât mai bună în continuare tuturor. O săptămână cât mai profitabilă și toate cele bune în continuare. Asemenea, și eu vă doresc o săptămână cât mai bună și cât mai profitabilă în continuare. Ne reauzim în curând.